Este alertă de atac aerian major asupra Kievului, lansat, care ar putea să fie lansat de ruși. Misiunile diplomatice se închid rând pe rând. Primii care au anunțat că închid ambasada au fost reprezentanții Statelor Unite ale Americii, au urmat cei Spaniei. De curând, ambasada României la Kiev a făcut un anunț privind măsuri de securitate sporite. Este extrem de tensionat mediul diplomatic, mediul internațional în această zi, în care Statele Unite au anunțat că vor livra Ucrainei și mine antipersonal după ce au dat acordul pentru folosirea rachetelor cu rază lungă de acțiune. După cum știți, Putin a anunțat modificarea doctrinei nucleare. Îi va fi mult mai ușor în caz de atac convențional să declanșeze un atac nuclear. Se așteaptă o intervenție din partea președintelui Donald Trump. Asta spune Vladimir Putin. Sunt gata să negociez cu Donald Trump. Pentru moment, Donald Trump nu s-a exprimat deloc cu privire la războiul din Ucraina, însă în Europa teama de război, teama de escaladare a războiului este una foarte mare. După cum vă spuneam, la Budapesta, Victor Orban a convocat Consiliul de Apărare. Pe fondul acestui context, în Germania se fac pregătiri de război, în Suedia se tipăresc broșuri de supraviețuire în caz de război. Le mulțumesc foarte mult invitațiilor mei de la această oră. Ni se alătură domnul Corneliu Biola, este profesor la Universitatea Oxford. Bună ziua, domnule profesor, mulțumesc pentru intervenție. Bună ziua, mulțumesc frumos pentru invitație. Îl salut și mulțumesc domnului Victor Boștinaru, este fost europarlamentar. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Boștinaru. Bună ziua, cu plăcere. Și domnul Dan Grecu, generalul Dan Grecu. Domnule general, vă mulțumesc foarte mult și cu permisia dumneavoastră, prima întrebare pentru dumneavoastră, domnule general Grecu, pentru că este absolut evidentă temerea reală legată de o ofensivă puternică pe care Rusia ar putea să o lanseze asupra Kievului. N-am asistat deseori la anunțuri de închidere ale ambasadelor, cum asistăm astăzi, mai ales ambasadei Statelor Unite. Ce s-ar putea întâmpla la Kiev în orele următoare? Bun, să spunem la început că Statele Unite, atunci când iau astfel de măsuri, se bazează pe niște informații și pe niște date cu un nivel suficient de mare de concreditudine. Și probabil că de aceea a fost și lansat acest avertisment, un ordin de adăpostire, de părăsire, de închidere a ambasadei, lucru pe care l-au făcut și celelalte ambasade, inclusiv ambasada României, cum ați spus dumneavoastră. La ce ne așteptăm? Este clar că ieri la ziua 1000 folosirea rachetelor cu rază mare de acțiune, deși încă o spun pentru ascultătorii noastre, acestea nu sunt rachete cu o imensă rază de acțiune. Pentru că 300 de kilometri. 300 de kilometri. Deci exact. Cele mai scurte rachete pe care le folosesc, scurte de pe perspectiva posibilităților pe care le folosesc rușii, au o bătaie de 500 de kilometri. Dar este clar că avertismentul sau răspunsul, întâi verbal, dar și prin modificarea strategiei pentru a doua oară în acest an a strategiei nucleare a rușilor, este un semnal de alarmă și, respectând modelele anterioare, este de așteptat, sau eu mă aștept, ca Federația Rusă să lanseze un atac important, noroc, un atac important împotriva Ucrainei, în special împotriva Kievului, pentru că până la urmă acolo este centrul și acolo este punctul de comandă al tuturor acțiunilor. Deci la acest lucru, că va fi astăzi, că va fi mâine, asta este puțin spus, dar și cu asta doresc să închei. Apropiata venire a președintelui Trump, care este decis să rezolve problema, cum încă nu știm, dar este decis să o rezolve, pune amândouă părțile într-o dispută contra cronometru în atingerea sau obținerea unei poziții cât mai favorabile pentru momentul în care discuțiile se vor face, cum să spun eu, dacă nu publice, măcar cât de cât mai transparente, pentru că sunt convins că au loc și în acest moment. Pe de o parte, rușii să-și extindă area de control pe care o au și care e aproape 20% din Ucraina. Pe de altă parte, Ucraina să reziste și, așa cum am văzut ieri și chiar astăzi, să execute lovituri puternice, fie cu rachetele de tip ATACMS, care au fost folosite ieri, fie cu propriile drone, pe care de altfel le folosesc de mult timp.
Domnule Boștinaru, contextul de securitate e unul delicat, complicat, iar Europa face pregătiri de război. Frankfurter Allgemeine Zeitung scria astăzi despre această mobilizare a armatei germane. Sunt întâlniri, discuții cu șefii de companii, șefii marilor companii pentru stabilirea unor planuri în caz de război. Se vorbește despre nevoia, necesitatea autonomiei energetice, chiar și despre angajarea unor șoferi de camion care să asigure, despre, care să asigure, nu știu, un flux în caz de situație de criză, despre ce ar urma să facă Germania dacă flancul estic al NATO ar putea să fie afectat. De ce s-au înmulțit aceste măsuri de precauție în Europa, iar la noi nu se discută deloc această chestiune? Permiteți-mi întâi o nuanță, salutând și apreciind în mod special analiza făcută de domnul general. Nu e vorba de închiderea ambasadei, ci de încetarea activităților ambasadei din motive de securitate până la crearea condițiilor de securitate, pentru că închiderea are un sens juridic diferit. A doua chestiune, de ce Germania face ce face și Europa Occidentală au ieșit din somnul acela naiv, complice de după războiul rece, crezând că Europa nu va mai fi niciodată confruntată cu riscul unui război. Există un risc de război, chiar dacă deocamdată doar ca ipoteză, însă pentru a duce armata într-o stare de combat, readiness, de gata de luptă, e o cale foarte mare și doar simplu fapt că au nevoie să angajeze șoferi ca să poată să conducă vehicule, inclusiv vehicule militare sau de transport militar, arată cât de nepregătită era Europa Occidentală pentru acest lucru. Nu în ultimul rând, gândiți-vă la faptul că industria europeană nu este pregătită pentru război. Nu s-a reușit mobilizarea măcar parțială a unor sectoare. Vezi dificultatea producerii de obuze și proiectile pentru aprovizionarea Ucrainei. Deci toate aceste lucruri arată că Europa trebuie să trateze serios dacă vrea să fie crezută când spune un lucru. Și de ce Bucureștiul se distrează? Bucureștiul se distrează sau vorbește despre orice în afară de asta? Unu, pentru că sunt lași, sunt populiști, vor spune, a, nu, să nu speriem electoratul acum, înainte de alegeri, că nu ne dau voturile. N-am auzit pe niciunul dintre candidați, cu excepția lui Mircea Joană și parțial Cristian Diaconescu, să spună cât de gravă e situația și cât ar fi trebuit să ocupe problema de securitate-apărare în agenda campaniei electorale. Dacă mă uit la domnii Ciolacu, Ciucă, sau nu mai vorbesc de completa gramata doamnă Lăsconi, mi se face frică. Acești oameni vor pur și simplu să-i șmecherească pe români să le ia voturile ca după vot, după prezidențiale și parlamentare, să pună în discuție lucrurile care nu au fost discutate. O modificare a legislației, pregătirea pentru mobilizare, posibilitatea discutării armatei obligatorii sau a instruirii militare obligatorii pentru a asigura rezerva de luptă, așa, și așa mai departe. Toate aceste lucruri, dacă ar fi, dacă și-ar dori Rusia să le aibă în România cum le are, probabil că n-ar reuși atât de mult. Poate sună strident ce spun eu, dar faptul că nu se discută despre aceste subiecte, iar președintele Iohannis își trăiește ultimele zile la Cotroceni în acest dolce farniente, arată de fapt că oamenii aceștia nu sunt lideri care să fie demni să conducă țara în condiții normale, nu mai vorbesc de cele grave de război pe care le trăim. Sunt alerte aeriene la Kiev, sunt bombardamente puternice acum. Domnule profesor Biola, ce face Donald Trump? Pentru că Putin spune, sunt gata pentru o încetare a focului mediată de Donald Trump.
Pentru că toate aceste evenimente sunt legate, fără îndoială. Atacuri împotriva Kievului au mai avut loc înainte. Nu? Ce mi se pare surprinzător este acest anunț despre privind ambasadele, mai ales ambasada Statele Unite. Pentru că mie îmi sugerează acest lucru că Putin consideră, a personalizat toată situația referitoare la rachete, o consideră o lipsă de respect. El are o obsesie cu faptul că Vestul nu respectă, că și respectul la Rusia trebuie să înțelegem. E foarte important să înțelegem cu cine avem de-a face. Respectul la Rusia nu este în înțelesul vest, că îl apreciez pe cineva care are niște idei pozitive. Respectul la ruși se bazează pe ideea de frică, să-ți fie teamă. Și în momentul în care Biden, administrația Biden a autorizat acele rachete, cred că au considerat-o, dincolo de calcule tactice, de faptul că încetinește ofensiva rusă, și ca o lipsă de respect. Mă uitam, de exemplu, în sfera britanică, în sfera chiar la Washington. La Washington, declarațiile, amenințările nucleare și chiar acea doctrină nucleară, să reținem că el doar a ratificat-o, el a mai discutat despre ea, amenințat că va face acest lucru de ceva timp, chiar doar a pus-o în fapt, nu e ceva. Dar la Washington, nominalizările, discuții despre nominalizare au continuat. Amenințările nucleare a lui Putin au devenit undeva la locul numărul 14. Deci nu este luată foarte mult în serios. De ce? Pentru că amenințarea de forța de descurajare NATO și SUA nucleară este foarte puternică. Dacă Putin face o greșeală în imaginația lui, că poate să folosească o armă tactică sau strategică, chiar și în mediul britanic, știe că nu poate folosi acest lucru. Nu numai că este, nu numai neapărat că este ținut în loc de către președintele Xi, dar va suferi niște consecințe extraordinare. O Rusie care a cheltuit 320 de miliarde până în momentul de față, a pierdut 700 de mii, este o Rusie care poate să facă prea mult. Deci asta aș interpreta mai mult lipsa de, pe care eu o consideră o persoană foarte sensitivă, care consideră acest lucru. Dar unde ne înscriem cu legat de Trump este și această prepoziționare a ambelor părți. De exemplu, când administrația Biden a autorizat folosirea acestor rade, cum spune domnul general, care nu sunt de rază foarte lungă de acțiune. Sunt mai lungi, dar nu. Ele lovesc când sunt dedicate să lovească sau țintesc mai mult zona Kursk, unde sunt norcoreeni. Dar când a autorizat acest lucru, îi creează o pârghie suplimentară a lui Trump. Rusia dorește în momentul de față să înfaște cât mai mult teritoriu. El nu controlează toate acele teritorii pe care le-a ocupat în septembrie și care declară că sunt ale sale, dar sunt teritorii ocupate, nici măcar anexate, sunt ocupate. Nu controlează tot și dorește, da, mai mult decât atât. Pe de altă parte, ce vom vedea, ce va reieși din partea lui negocierilor cu Trump, este că se preconizează o anumită înghețare a flotului. Din nou aș vrea să subliniez, armistițiu nu înseamnă pace. E o diferență extraordinar de mare. A încheia o anumită conflict militar nu înseamnă pace. S-ar putea ca pace să nu vedem prea curând un tratat de pace. Dar aici discuțiile de armistițiu vor continua. Ce înseamnă acest lucru? Foarte important, probabil se vorbește de trupe europene care să ajungă. Trump nu va interveni cu trupe americane pentru a menține acea linie a frontului înghețată. Trebuie văzut în ce măsură, ce fel de sancțiuni vor fi ridicate. Foarte important pentru europeni. Am văzut, de exemplu, Austria, care s-a lovit cu capul de perete acum o săptămână, acum câteva zile, deși toți au spus, reduceți dependența de Rusia, că la un moment dat se vor întinde gazele. Cancelarul Nehammer a învățat acest lucru acum câteva zile. Și mai ales, altceva va veni la pachet. Rusia, trebuie să înțelegem cu cine negociem. Era un fost ministru de apărare estonian care spunea ceva care, cred că orice diplomat vestic trebuie să rețin. Rusia nu este niciodată parte a soluției. Este întotdeauna parte a problemei. Pentru că va încerca să folosească acest armistițiu, să dilueze sau să provoace fisuri, să introducă bombe cu declanșare întârziată și, la un moment dat, să continue acest asalt în care să slăbească vestul. Asta este miza unui astfel de armistițiu pentru Rusia. Nu va înceta, nu vom avea pace durabilă, lungă. Vom avea o înghețare de front, dar e foarte important, pe lângă Trump, să participe și europenii, pentru că ei vor suferi consecințele acestui armistițiu.
Putin spune, domnule general Grecu, că vrea să păstreze cea mai mare parte a teritoriilor cucerite. Menționează că ar vrea să se retragă un pic așa din Harkov și din alte zone. Va fi suficient pentru ca, nu știu, Trump, în ideea în care aceste discuții vor avea loc la începutul anului viitor, să fie de acord cu ceea ce propune Putin? Probabil că nu, dar venind în ideea președintelui rus, ce controlează ei în zona Curscului, este absolut neesențial. După cum să fiu iertat, nici ce controlează ucrainenii tot în Cursc nu reprezintă un imens teritoriu care să poată fi folosit ca monedă de schimb într-o viitoare discuție. Eu cred că Putin la ora actuală și rușii în general, întreaga oligarhie politică rusească, doresc neapărat păstrarea Donbasului istoric datorită bogățiilor pe care această regiune le conține. Zeci de trilioane de euro sunt estimate resursele de acolo. Și ieșirea, litoralul de nord al Mării Negre, pentru că jumătate în Zaporojie și jumătate de Herson acum, plus Crimea, asigură un control imens la regiunea Mării Negre. Deci asta este din ceea ce vrea Putin. Bineînțeles că discuțiile vor continua și, din păcate, nu ucrainienii vor fi cei care vor putea să pună condiții în situația actuală. Va depinde de cât de mult Statele Unite și Europa, în măsura în care Europa vrea să se implice, dar va fi capabilă de a-și impune un punct de vedere, va reuși în aceste discuții. Finalul, pacea, cum a zis domn profesor Biola, este foarte, foarte departe, dar o încetare a focului sau un armistițiu, o retragere din zona de conflict și eventualitatea unor forțe de supraveghere, menținerea păcii, e foarte greu de imaginat, având în vedere reticențele pe care cele două țări le vor avea vis-a-vis de componența acestor forțe, va trebui discutată mult. Dar dați-mi voie să zic ceva ce ați început dumneavoastră vis-a-vis de pregătirile din statele nordice, din Germania și așa. Nu este un semn de panică, să nu vedem neapărat ca un semn de panică. Este, cum a zis domnul Boștinaru, și o trezire, dar este și un semn de responsabilitate, pentru că pregătirea liderilor, a populației, a economiei pentru astfel de situații, de data asta afectând securitatea națională din perspectiva apărării, este o responsabilitate a statului și nu poți să te duci la golf când ai astfel de lucruri în apropiere. Ori nordicii de obicei ne-au demonstrat că sunt deosebit de atenți la astfel de aspecte și este bine că încet, încet să mai transferă acest obicei și spre Europa Occidentală, pentru că noi avem obiceiul să zicem că de acolo vine totul bine și poate ne îmbolnăvim și noi de treaba asta. Da, acum vedeți, noi avem un premier care susține, candidat la prezidențiale, care susține că a vorbit 20 de minute, domnule Victor Boștinaru, asta spune domnul Marcel Ciolacu, că a avut o convorbire telefonică de 20 de minute cu Donald Trump. Sigur, răuvoitorii sau, dimpotrivă, curioși și legitim, se întreabă cum a avut loc această convorbire, de vreme ce domnul Ciolacu ne tot spune că nu stăpânește o engleză. Da, poate că a învățat între timp foarte mult. Domnul Ciolacu ne spune că a discutat despre Ucraina, că a discutat teme strategice, dar nu ne spune ce a discutat, nu ne spune ce angajamente și-a luat România, dacă și-a luat asemenea angajamente. Cum vedeți dumneavoastră poziționarea lui Donald Trump dincolo de contextul electoral, față de zona aceasta, față de nevoia României de a fi apărată? Ca să încep cu sfârșitul, dialogul acesta din punct de vedere tehnic a însemnat de fapt 10 minute, pentru că traducerea de către interpreta dialogului a însemnat înjumătățirea timpului de discuție. Atâta poate domnul Ciolacu și asta e. E un candidat la președinție care ia meditații, doar că și elevii care iau meditații rămân uneori corijenți.
Da, apoi candidații la prezidențiale care vor să fie gata în linia de luptă, ca să spun așa, din prima zi. Pe de altă parte, conținutul propriu-zis, nu știu ce a putut să spună domnul Ciolacu, cu atât mai mult cu cât țările serioase încă din faza aceasta de este un outgoing președinte, domnul Biden, și un incoming president, domnul Trump, țările serioase pregătesc de acum terenul pentru viitoarele evoluții și spun ce doresc, prezintă evaluările proprii și stabilesc cum ar putea lucra cu viitoarea administrație. Mă tem că România va continua, indiferent dacă unul dintre potențialii primii doi candidați va ieși președinte, România va fi obiectul acestor discuții, niciodată subiectul și cu atât mai puțin contributorul la aceste dialoguri esențiale, nu doar pentru interesele noastre naționale legitime, ci și pentru întreaga regiune. Ori închei spunând că ar fi interesul primordial al Statelor Unite să aibă la București un interlocutor care știe, fără meditator, să spună ce evaluări are administrația noastră, care sunt problemele pe care noi le considerăm esențiale pentru viitorul evoluțiilor, inclusiv abordările referitoare la pace, și interlocutorii ilustrau cât de complex este subiectul acesta și cât e de ușor să rostești două cuvinte, trei, fără niciun conținut pentru a induce în eroare electoratul. Dar aceste lucruri presupun că cei care ar dori să aibă haina de președinte pe ei și să poarte responsabilitatea de comandant suprem al Armatei României ar trebui să fie pregătiți. Dacă mă uit bine, frica vine mai ales de la gradul incredibil de nepregătire al candidaților noștri înainte de a ne gândi la cât de grav e contextul internațional și cât de mult ne-ar putea afecta în viitor. Iar sondajele de opinie arată faptul că românii sunt îngrijorați de tensiune din contextul internațional. Domnul Ciolacu spune că n-a discutat nimic cu domnul Iohannis despre această escaladare a conflictului, că dacă ar fi fost grav, l-ar fi sunat domnul Ciolacu, domnul Iohannis, pentru că e președinte al CSAT. Domnule profesor Biola, dincolo de poziționările astea de campanie, care totdeauna conțin niște săgeți la adresa altcuiva, ce ar trebui să facă România în acest context? În primul rând, aș saluta convorbirea care a avut-o domnul Ciolacu. Nu sunt eu un big fan al domnului Ciolacu, dar aș saluta ca pe orice prim-ministru, ca pe orice președinte, e important să ai o discuție tatonare, că l-a rezolvat. Că e o discuție tatonare, deci nu pot să avansez multe subiecte în astfel, dar e important cât în momentul. Trump mi se pare că a discutat cu vreo 60 de lideri în momentul de față. E important mai ales că ai parteneria strategic. Dar dincolo de aceasta și a problema domnului Ciolacu și problema și celorlalți candidați, inclusiv a domnului Zgioanu, care a plecat foarte înclinat spre dânsul, dar acum sunt din ce în ce mai sceptic, este că nu există o viziune foarte clară. Ce se întâmplă în momentul de față? Și cred că am repetat și în această emisiune și în alte emisiuni. În momentul de față se trasează granițele Europei. Deci când vorbim de la Baltici, vorbim de Ucraina, vorbim de Moldova, vorbim de Georgia. Aici se trasează granițele Europei. Ieri, la Varșovia, a loc o întâlnire foarte importantă. Este o întâlnire care vine în formatul Weimar Plus. Weimar este un triunghi care are loc între Germania, Franța și Polonia, la care ieri s-au adăugat mai multe țări, toate țările importante din Europa. Minus una, România. Cine a participat? A participat Marea Britanie și cu Spania și cu Franța și cu Germania și cu Polonia și cu Kaja Kallas, reprezentanta, nu, nominalizată pentru Comisia de Politică Externă. Ce au discutat? Au discutat ce facem împreună. De ce acest format este important? Pentru că nu ducea acea relații bilaterale, marginale, este un format care unește Estul și Vestul. Este foarte important ca Estul și Vestul să rămână pe aceeași linie. Bun, organizat de către Polonia, ce au discutat, ce putem face să sprijinim Ucraina, chiar dacă
Statele Unite își vor reduce o anumită asistență. Au discutat despre împrumuturi comune pentru înzestrarea armată. Da? Și au discutat mai multe elemente de cum să conduce acest nucleu european care să-și ia apărarea mult mai în serios. De ce România n-a fost acolo? Nu știu. Dar asta este o problemă. Iar declarația, de exemplu, aici intru în dezacord cu domnul Boștinaru, domnul Joană, că este gata să accepte cedare de teritorii, este un semnal extrem de prost. Eu înțeleg practicalitatea acestui lucru, dar semnalul, cum a citit și Politico, este că România este o verigă slabă, care la fiecare pas este gata să nu prezinte această solidaritate. Înțeleg că armistice este vorba, dar modul în care prezint și venind de la domnul Joana, care are o experiență NATO extrem de bogată. Astea sunt declarații și asta este problema, domnului Joana. Se împușcă singur în picior cu un talent incredibil. Da, am reușit în această dezbatere să facem ceea ce n-au reușit candidații, să aducem pe teritoriul acesta al îngrijorărilor legitime pe care le au oamenii pe fondul discuțiilor tematicilor internaționale din ce în ce mai grave, să discutăm despre poziționările candidaților față de această problematică a războiului. Din păcate, a fost foarte ocolită de candidați din proprie inițiativă, n-au deschis deloc subiectul și aici, domnul Boșinaru, tind să vă dau dreptate, de teamă că ar putea să semene, nu știu, o teroare în rândul oamenilor, o spaimă de război, au preferat să ocolească un subiect care oricum e pe agenda internațională și despre care oricum vorbește toată lumea. Vă mulțumesc tuturor pentru pozițiile pe care le-ați exprimat, pentru analiza dumneavoastră. Facem o scurtă pauză și ne întoarcem. Ciocniri violente între poliția din Georgia și protestatari. Demonstrațiile continuă la Tbilisi după alegerile care au avut loc pe 26 octombrie, încheiate cu victoria formațiunii proruse aflate la putere. Demonstranții care își doresc aderarea țării la Uniunea Europeană acuză administrația de falsificarea votului și evocă ingerințe din partea Rusiei. Protestele se țin lanț în Tbilisi, ca urmare a alegerilor de la 26 octombrie câștigate de partidul pro-Kremlin Visul Georgian. Opoziția, dar și președintele pro-vest, Salome Zurabishvili, acuză guvernul de intimidări și fraudă electorală. Totodată, opoziția susține că alegerile au fost marcate de ingerințe din partea Rusiei. De altfel, majoritatea georgienilor au văzut scrutinul electoral ca pe un referendum cu privire la efortul țărilor de a adera la Uniunea Europeană. Ciocniri violente s-au înregistrat între demonstranți și forțele de ordine. Mii de protestatari, mulți dintre ei cu steagul Uniunii Europene, au instalat corturi și baricade într-o intersecție importantă din centrul capitalei. Mai multe persoane au fost arestate. Atât Uniunea Europeană, cât și Statele Unite au anunțat că susțin cererile opoziției de a fi lansată o investigație cu privire la scrutinul din 26 octombrie, văzut în Georgia ca o alegere între un viitor alături de Uniunea Europeană și o revenire în sfera de influență a Rusiei. După ani de zile pe parcursul cărora formațiunea Visul Georgian a manifestat tendințe tot mai autoritariste, votul din octombrie a fost considerat cel mai important moment de la obținerea independenței prin destrămarea Uniunii Sovietice în 1991. Georgia, Republica Moldova și Ucraina au depus simultan cererile oficiale de aderare la Uniunea Europeană, însă în timp ce Republica Moldova și Ucraina au demarat negocierile de aderare, Georgia are doar statutul de candidat. În plus, rezultatul scrutinului din octombrie poate îngheța procesul de aderare pentru Georgia. Vom avea un sfârșit de săptămână electorală cu zăpadă, nu știm sigur dacă va fi vortex polar sau nu, oricum meteorologii anunță cod galben de vânt care vizează 23 de județe din vestul până în nordul țării. A fost emisă și o informare de ploi și nisori abundente. Pentru aproape toată țara, temperaturile scad substanțial. Într-adevăr, avem
o schimbare așa în evoluția vremii. De fapt, o vreme mult mai dinamică în următoarele 3-4 zile. Vom vedea că și regimul termic va avea variații mari de la o zi la alta. Dacă astăzi înregistrăm temperaturi de 18 grade, mâine vremea se răcește accentuat. Meteorologii anunță că sunt așteptate temperaturi apropiate de limita de îngheț în Transilvania și alte regiuni ale țării, iar după un episod scurt de aer mai cald, la final de săptămână vor reveni ninsorile în aproape toată țara. Temperaturile scad cu mai mult de 10 grade, temperatura apropiată de limita de îngheț prin Transilvania, destul de coborâte temperaturile și pe partea de sud, însă vineri un nou puseu de aer mai cald aduce temperaturi de peste 10, chiar 14 grade pe partea de sud și de sud-est. Așadar, diferențe mari de la o zi la alta.